NATO a lansat procesul de ratificare pentru acceptarea Suediei și Finlandei. Ambasadorii la NATO ai celor 30 de țări membre au semnat protocoalele de aderare la sediul Alianței din Bruxelles. Săptămâna trecută a avut loc summitul Alianței, unde toate țările și-au arătat sprijinul pentru acceptarea Suediei și Finlandei în cadrul Alianței. Turcia, deși era inițial reticentă, la fel a dat undă verde. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că este cel mai rapid proces de aderare din istoria NATO. An historic moment for Finland, for Sweden and for NATO, and for our shared security. To formally sign the protocols of accession, this marks the start of the ratification process. NATO's door remains open to European democracies who are ready to and willing to contribute to our shared security. This is a good day for Finland and Sweden and a good day for NATO. Ministrul suedez al afacerilor externe, Ann Linde, și omologul său finlandez, Pekka Haavisto, au participat la sediul din Bruxelles al NATO la ultimele discuții înainte ca să fie semnate protocoalele de aderare. It's my honor to represent Finland today. The Madrid summit made a historical decision to invite Finland and Sweden to become members of the alliance. După semnarea protocoalelor de aderare, urmează să fie lansat procesul de ratificare în fiecare dintre statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. The signing of the accession protocols will be an important step on our path towards full NATO membership. The next phase will be the process of ratification in each of the allied countries. As a future member of the alliance, Sweden will contribute to the security of all allies. We are convinced that our membership will strengthen NATO and add to the stability in the Euro-Atlantic area. Finlanda și Suedia au depus cererile de aderare la NATO pe 18 mai. Pentru ca acestea să fie acceptate în cadrul alianței, era nevoie de votul unanim al statelor membre. Moscova pare să nu fie încântată de inițiativa Finlandei de a intra în NATO din cauza hotarului de 1300 de kilometri pe care l-au cele două țări, iar reprezentanții Kremlinului au amenințat anterior cu eventuale ostilități.